Acesta este tubul endoscopic propriu-zis, iar acesta este capătul de unde manevrăm instrumentul, în sensul că de aici se pot face diverse manevre ale vârfului endoscopului, da? Se poate roti stânga-dreapta, se poate roti în sus, în jos și așa mai departe. Pentru a putea vizualiza în interiorul tubului digestiv, trebuie să avem, bineînțeles, lumină. Este o lumină rece, deci practic se vede la nivel de inframilimetric orice vrem să vedem. Aici este un canal de lucru prin care se pot introduce instrumentele cu care lucrăm înăuntru tubului digestiv. Aici este lentila prin care se prelevează imaginile și mai departe acolo sunt niște orificii pentru canalele de spălare, de curățare a lentilei. Aici avem monitorul, aici avem procesorul de imagine, aici scriem datele, acolo avem un instrument cu care practic putem face rezecția polipilor, în sensul că este un electrocauter. Instrumentul respectiv ne dă curentul necesar de tăiere și de coagulare a polipilor. Acolo este o pompă de aspirație, acolo este o pompă de apă cu care putem curăța înăuntrul colonului. Spre exemplu, ce putem vedea în acest moment pe ecran este o examinare a colonului, o colonoscopie. Aici avem o pensă de biopsie. Cred că puteți vedea aici cum cam așa arată deschiderea pensei, cu aceasta se prelevează biopsiile. Aici avem un ac cu care se injectează leziunile înainte de a fi rezecate, sunt ace de unică folosință. Aici avem o ansă de polipectomie, adică un instrument cu ajutorul căruia nu se vede, cred că foarte bine, capătul, dar practic aici este. Practic se deschide ca un lasou cu care se înconjoară polipul pe care vrem să-l rezecăm. Aici avem un instrument cu ajutorul căruia putem retrage polipii pe care i-am rezecat pentru a-i recupera în vederea examenului anatomopatologic. Este o pensă tripod. În sfârșit, aici avem un instrument cu care putem face manevre de hemostază. Practic, cu această ansă montăm niște hemoclipuri. Aici se află niște hemoclipuri care sunt niște mici capse cu care se închid leziunile care sângerează. În situația în care avem o sângerare după o rezecție a unui polip, montăm aceste clipuri și putem opri în felul acesta sângerarea.